Numărul părinților care se prezintă cu copiii la Opus Latina a crescut continuu în ultimii ani. Zilnic, medicii pediatri sunt nevoiți să facă eforturi mari pentru a asigura asistență medicală micuților aflați în suferință, atât la urgență cât și pe secție. Sunt peste 60 de solicitări pe gardă, ceea ce este foarte mult, un volum extraordinar. În cea mai mare parte a timpului, medicul de gardă este blocat jos la biroul de internări pentru consultații. Practic, el este blocat acolo pentru a face consultații sau de cele mai multe ori poate este chemat și NUP-ul pentru a rezolva un caz grav, a transfera un caz grav, deci, iar secția de multe ori este descoperită. Medicii pediatri au semnalat situația conducerii spitalului de mai mult timp, solicitând luarea unor măsuri. Primii pași în această direcție au fost deja făcuți. Am demarat demersurile pentru înființarea secției de unitate primiri urgențe pediatrie. Primii pași care au fost făcuți în acest sens sunt următorii. S-au publicat deja două posturi de medic specialist pediatru pentru UPU pediatrie. Am demarat deja un studiu de fezabilitate, un mic studiu de fezabilitate pentru recompartimentarea spațiului de la biroul internet, astfel încât să corespundă cerințelor de pediatrie și am aprobat lista de achiziții. Conducerea Spitalului Slătinan speră să reușească înființarea unității de primire a urgențelor pediatrice în cel mai scurt timp. Cel mai probabil, aceasta va deveni funcțională în primul trimestru al anului viitor.